La stație de încărcare și la autobuze electrice, deja avem 11 autobuze în curte, stații au venit toate. Cu siguranță nu vom avea niciun fel de problemă la 1 septembrie ca să dăm drumul transportului în zona metropolitană. Chiar dacă colegii mei și cei de la Publitan și din primărie deja au demarat procedura în vederea înmatriculării pentru punerea în circulație acestor autobuze, dar nu vom avea niciun fel de amânare.